Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată profeția lunii de sânge. Apocalipsa 12 semnează profeția. Profețiile lunii de sânge sunt o serie de profeții din Biblie predicate de predicatorii creștini John Hagee și Mark Bills, care afirmă că Tetrad, o serie de patru consecutive eclipse de lună, coincizând mai departe cu sărbătorile evreiești, cu 6 luni pline între ele și fără eclipse de lună parțiale intermediare, care au început cu eclipsa de lună din aprilie 2014, reprezintă începutul vremurilor de sfârșit, așa cum este descris în Biblie în cartea lui Ioel, Fapte 2:20 și Revelație 6:12. Tetrad s-a încheiat cu eclipsa de lună în perioada 27-28 septembrie 2015. La 15 aprilie 2014 a avut loc o eclipsă totală de lună, care a fost prima dintre cele 4 eclipse totale consecutive dintr-o serie cunoscută sub numele de Tetradă. A doua a avut loc la 8 octombrie 2014, a treia la 4 aprilie 2015 și a patra la 28 septembrie 2015. Este a doua dintre cele 8 tetrade care au avut loc în secolul 21 după Hristos. La fel ca în majoritatea eclipselor de lună, luna a apărut roșie în timpul eclipsei din 15 aprilie 2014. Culoarea roșie e cauzată de împrăștierea Rayleigh de lumina soarelui prin atmosfera Pământului, același efect care face ca apusul de să pară roșii. Afirmația că o lună de sânge e un semn al începutului sfârșitului vremurilor își are originea în cartea lui Ioel, unde e scris că soarele se va transforma în întuneric și luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare și cumplită a Domnului. Această profeție repetată de Petru pe parcursul rusalilor, așa cum se menționează în Fapte, deși Petru spune că data rusalilor nu o dată viitoare, a fost împlinirea Ioel profeției. Luna sângelui este de asemenea profețită în cartea Apocalipsei, capitolul 6, versetele 11-13, unde versetul 12 spune: și am văzut când a deschis cel de-al șaselea sigiliu, și iată, a fost un cutremur mare și soarele a devenit negru ca un sac de păr, iar luna a devenit ca sângele. Hagee a scris mai târziu 4 luni de sânge, care a devenit un bestseller având peste 150 de zile în Amazon.com top 150 până în aprilie 2014. Pentru săptămâna care s-a încheiat la 30 martie 2014, a fost al 9-lea cel mai bine vândut volum de broșuri broșate potrivit editori săptămânal. Până la jumătatea lunii aprilie, cartea lui era pe locul 4, New York Times, lista bestsellerurilor din categoria sfaturi. Cartea lui Hagee și seriile de predicări ulterioare la congregația sa de acasă, Biserica Cornerstone, nu susțineau că ar avea loc vreun eveniment specific vremurilor de sfârșit, ci susțineau că fiecare tetradă anterioară din ultimii 500 de ani coincide cu evenimentele din istoria evrească și israeliană, care au fost inițial tragice, dar urmate de triumf. Afirmațiile lor au câștigat atenția mass media în publicații precum USA Today și Washington Post. Pământ și Cer a raportat că a primit o serie de întrebări despre luna de sânge. Scriind pentru Pământ și Cer, Bruce McClure și Deborah Bird subliniază că versetul la care se face referire mai spune că soarele se va transforma în întuneric, o referință aparent la o solar eclipsă. Ei observă că din moment ce calendarul evreiesc este lunar, o șesime din toate eclipsele vor avea loc în timpul Paștelui sau Sucot. Mai mult, au fost 62 de tetrade încă din secolul I după Hristos, deși doar 8 dintre ele au coincis cu ambele sărbători. În plus, 3 din cele 4 eclipse din tetradă nici măcar nu erau vizibile în patria biblică din Israel, punând în discuție și mai mult această interpretare. Chiar și atunci, doar sfârșitul ultimei eclipse a fost vizibil în Israel. Predicatorii sfârșitului lumii, care au declamat sus și tare că luna de sânge din ianuarie 2019 va însemna sfârșitul civilizației umane prin începerea apocalipsei, au greșit, potrivit unui expert în profeții biblice. Eclipsa lunii sângerii a avut punctul culminant în dimineața de luni 21 ianuarie. Timp de 62 de minute, începând de la 6 dimineața, luna plină a căpătat o culoare roșie neliniștitoare în umbra Pământului. Anumiți teoreticieni creștini ai complotului au văzut în aceasta o realizare profetică a Bibliei. Luna sângerii a fost calificată drept vestitoare a Apocalipsei.
semnul profetic pentru America și martor al celei de-a doua venire a lui Iisus Hristos pe pământ. Luna Sângerie era anunțată de un anumit număr de profeții anunțate de Apocalipsă, Faptele Apostolilor și Cartea lui Ioel. Și totuși, în urma acestor avertismente apocaliptice, Luna Sângerie a trecut liniștită în umbra pământului fără a aduce sfârșitul lumii. Doctorul Bob Hill, expert în profeții biblice la Continuing Church of God, a declarat pentru Express.co.uk că nu există nicio bază în Sfintele Scripturi pentru a considera cu adevărat că Luna Sângerie este un semn profetic. Predicatorul deja susținuse că Luna Sângerie din ianuarie 2019 nu este un mesaj special adresat umanității de către Dumnezeu. Potrivit lui, ca Luna Sângerie să fie adus sfârșitul lumii, trebuia să fie precedată de o serie de evenimente. El a spus că unele evenimente descrise în Biblie se petrec chiar acum, dar nu e clar unde ne vor duce. În special, cartea lui Marcu 13:8. Aveți grijă ca nimeni să nu vă înșele, le-a spus Iisus. Mai mulți vor veni în numele meu și vor spune eu sunt Mesia și vor înșela multă lume. Când auziți despre războaie și amenințări de războaie, nu vă lăsați impresionați, fiindcă acelea vor veni, dar asta nu înseamnă sfârșitul. Vom fi națiune împotriva altei națiuni, țări mari împotriva altor țări mari vor veni. Vor avea loc cutremure ale pământului, va fi foamete, dar acestea nu vor fi decât primele dureri ale facerii. Potrivit doctorului Thiel, durerile facerii se produc acum, dar există încă alte multe exemple scrise care se vor întâmpla. De exemplu, o națiune va intra în mari datorii înaintea marii neîncrederi, Habacuc 2:6. Acest lucru se întâmplă acum în Statele Unite. Damascul va fi distrus, Isaia 17:1, și mari daune militare vor lovi Ierusalimul, Isaia 22:8-9. E posibil ca aceste două evenimente să aibă loc înaintea unui acord de pace deja profețit. Unul dintre evenimentele cele mai importante de observat este confirmarea acordului de pace al lui Daniel 9:27. Acordul s-a mai propus, dar acordul biblic încă n-a fost încheiat nici confirmat. Un rege din nord, care era un prinț în Daniel 9:27, și un rege din sud se vor înșela unul pe altul prin minciuni, Daniel 11:27. Europa va avea o mare armată, Daniel 11:25. Vedem azi că toate profețiile biblice au un fundament. Un alt semn profetic de urmărit este revenirea la sacrificarea animalelor, după cum subliniază Daniel 9:27. Doctorul Thiel spune că lumea nu se va sfârși decât atunci când toate profețiile se vor împlini și perioada marilor exoduri nu va fi început. După perioada marilor exoduri se va deschide cel de-al șaselea sigiliu. În acel moment luna va deveni roșie. Să fie vorba de Luna Sângerie, imediat după la deschiderea celui de-al șaptelea sigiliu al Apocalipsei, trâmbițele vor suna și numeroase cataclisme vor începe. Doctorul Steele mai spune, impactul asteroidului absint cu pământul se va produce după cel de-al treilea sunet al trompetei, Apocalipsa 18:11. Unii spun că planeta X va lovi pământul. Armagedonul va începe odată cu al șaselea sunet de trompetă, Apocalipsa 18:11. Apoi când va veni al șaptelea sunet de trompetă, Apocalipsa 11:15, Iisus va veni pentru a stabili împărăția milenară. Marele exod ar trebui să înceapă cam în 3,5 ani după confirmarea acordului de pace, Daniel 9:27, după ce regele din nord va încerca să proclame pacea și securitatea urmărind oamenii și începând invaz, Daniel 11:24. Luna Sângerie, profeții, de unde-i vine numele? Luna Roșie e un eveniment astronomic destul de rar care are loc în America de Nord, Asia și Australia anul acesta. Luna își va schimba aparent culoarea devenind mai roșiatică. Acest lucru se întâmplă practic în cadrul unei eclipse de lună. Nu toate aceste evenimente sunt eclipse totale, dar la un interval de timp există și o tetradă, adică 4 eclipse totale consecutive. Cele 4 eclipse totale au loc la câteva luni distanță, iar această ordine a influențat și opinii apocaliptice asupra evenimentului. Astfel, pe 4 aprilie 2015 va avea loc Luna Roșie, care urmează celor din 15 aprilie 2014 și 8 octombrie 2014. Următoarea Lună Roșie va avea loc pe 28 septembrie.
Credincioșii citează din Biblie și spun că luna Sângerie, profeții, prevestește a doua venire a lui Iisus. Soarele se va întuneca, iar luna Sângerie, înainte de ziua înfiorătoare, când se va întoarce Dumnezeu pe pământ, este citatul din Biblie. Astfel, credincioșii susțin că se vor întâmpla lucruri teribile în această zi. Luna Sângerie, profeții cu tremure. Luna Sângerie, profeții care îngrijorează omenirea. Apropierea lunii de Terra aduce cu sine cutremure și valuri tsunami de zeci de metri. Forțele gravitaționale exercitate de lună și soare asupra apelor de pe Terra duc însă la formarea fenomenului de maree, flux și reflux. Efectul mareelor nu e devastator, iar mișcările plăcilor tectonice sunt nesemnificative. Luna Sângerie, profeții, Apocalipsa. În cultura multor popoare, luna Sângerie e prevestitoarea sfârșitului lumii. Acest fenomen e de fapt o eclipsă totală de lună care se petrece atunci când Terra blochează parțial accesul razelor solare pe lună. Eclipsele totale de lună se petrec de 2-3 ori pe an, penultima având loc la 4 aprilie 2015. Luna Sângerie, profeții, culoarea diavolului. În timpul eclipsei maxime, luna capătă aspect roșiatic sau sângeriu dintr-un motiv care nu are legătură cu spiritele răului. Culoarea e dată de razele soarelui care trec prin atmosfera planetei noastre. Nuanța discului lunar poate varia de la cărămiziu închis la portocaliu deschis. Dacă atmosfera Terei e poluată excesiv, mai ales de cenușă vulcanică, luna va căpăta culori mai întunecate. Când atmosfera planetei e mai transparentă, luna nu va mai fi sângerie, ci de o culoare pală. Luna Sângerie, profeții, sărbătoare la evrei. Pe 28 septembrie, evreii marchează sărbătoarea corturilor, Sukkot, un fel de celebrare a recoltei. Se zice că de fiecare dată când luna Sângerie se suprapune cu o sărbătoare evreiască, iar numeroase profeții ies la iveală. Paștele evresc cade întotdeauna în preajma unei nopți cu lună plină. Astfel că tot ce s-a întâmplat rău de-a lungul secolelor a fost pură întâmplare, spun oamenii de știință. Ce este o lună Sângerie? Eclipsele totale de lună sunt rare, una la 3 eclipse. Astfel, 4-5 eclipse lunare pot fi văzute pe Pământ într-un deceniu. Dar există o tetradă lunară care înseamnă că eclipsa totală se petrece de 4 ori consecutiv. În momentul de față suntem în cadrul unei tetrade lunare. Vorbim de perioada 2014-2015. Apocalipsa 12 semnează profeția. Este o credință apocaliptică că o aliniere astronomică la 23 septembrie 2017 a îndeplinit primele două versete ale Apocalipsei 12. Această dată a coincis cu echinoxul de toamnă și sfârșitul lunii septembrie catolice, zilele Ember. Această teorie, promovată de unii creștini și organizații de știri creștine, propunea o împlinire literală a profeției făcute în cartea Apocalipsei 12:1-2, ce a avut loc la această dată peste Ierusalim. Pasajul din cartea Apocalipsei 12:1-3 descrie o femeie îmbrăcată cu soare, cu luna sub picioare și cu o coroană de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată și a strigat de durere când era pe cale să nască. Unii oameni cred că o aliniere astronomică care implică constelațiile Fecioară și Leu, Soarele, Luna și planetele Mercur și Marte, Venus și Jupiter, care au avut loc în septembrie 2017, au îndeplinit această profeție cuvânt cu cuvânt. Semnul este de asemenea cunoscut sub numele de Femeia Apocalipsei. Unele dintre cele mai frecvente interpretări creștine ale acestui pasaj interpretează femeia ca Maria sau vechiul Israel, copilul bărbat ca întruparea lui Isus și Tecnon, copilul fiind trupul lui Isus și celelalte descendențe ale femeii ca biserică care se formează în timpul necazului. La 7 aprilie 2011, canalul lui William Tapley, Third Eagle Books, a publicat primul videoclip despre alinierea intitulată Stellarium, care dă data din 2017 a semnului cel mare și explică modul în care alinierea planetară din acel an se potrivea cu textul din Apocalipsa 12 mai bine decât un aliniament din 2011, care a spus că 3 videoclipuri anterioare de la alte persoane au menționat. Câteva luni mai târziu, la 30 iulie 2011, Scott Clark, de la ERF Ministries, a postat un videoclip YouTube descriind alinierea.
În cursul anului 2011, Scott Clark a continuat să popularizeze alinierea pe YouTube. Pe 10 decembrie 2012, știri mondiale nesigilate a sugerat că semnul presupus ar putea fi conectat la extaz al bisericii. Tot în 2017, Luis Vega a conectat semnul la o cometă de concepție. Apocalipsa lui Ioan descrie o femeie îmbrăcată cu soarele, cu luna sub picioare și cu o coroană de 12 stele pe cap. Susținătorii Apocalipsei 12 semn spun că femeia reprezintă constelația Fecioară și coroana a 12 stele reprezintă cele 9 stele ale constelației Leu împreună cu Mercur, Marte și Venus. Luna pare să se afle sub picioarele constelației Fecioară în septembrie 2017, iar soarele va trece prin constelație, ceea ce susținătorii interpretează ca femeia îmbrăcată cu soarele. Al doilea verset al capitolului al 12-lea al Apocalipsei lui John continuă spunând că femeia era însărcinată și a strigat de durere când era pe cale să nască. Unii oameni sugerează că acest lucru se va împlini deoarece planeta Jupiter va traversa constelația după ce a suferit mișcarea aparentă retrogradă, după ce au intrat în ceea ce ei percep ca fiind uterul Fecioarei, în jurul datei de 20 noiembrie 2016. Jupiter iese din partea inferioară a uterului 42 de săptămâni mai târziu, care este lungimea aproximativă a unei gestații umane, perioade normale de gestație care durează de la 37 la 42 de săptămâni. De asemenea, s-a descoperit că aparentul retrograd al lui Jupiter în uterul Fecioarei a fost precedat de C-2017, de C-2017E1, cometa Borisov, care este numită cometa Concepție. Această cometă a călătorit din coapsele constelației Leu până în pântecele constelației Fecioare pe 17 noiembrie 2016, chiar înainte de intrarea lui Jupiter în pântec. Unii susținători ai semnului Apocalipsa 12 sugerează că această cometă a reprezentat inseminarea divină a femeii care a produs ulterior copilul bărbat, Jupiter. Aceasta va fi singura călătorie a cometei prin sistemul nostru solar, deoarece nu este un orbital solar. Alinierea astronomică completă a avut loc pe 23 septembrie 2017 peste Ierusalim. Semnul Apocalipsa 12 poate să fi coincis cu mare zi sfântă de Roș Hașanah, pe calendarul evreiesc, care se mai numește și Sărbătoarea Trâmbițelor. Sărbătoarea Trompetelor este prima dintre sărbătorile de toamnă și calendarul său se bazează în mod tradițional pe vizibilitatea lunii noi, care în 2017 este începută în seara zilei de 20 septembrie și s-a încheiat în seara zilei de 22. Roș Hașanah este sărbătoarea anului nou evreiesc, în acest caz marcând sfârșitul anului 5777, uneori prescurtat la număr semnificativ 777, și începutul anului 5778. Interpretările din Apocalipsa 12 variază, dar consensul general al celor care au promovat această teorie a fost că alinierea din septembrie 2017 a fost marele semn care e descris în acest pasaj din Scriptură, că femeia reprezintă națiunea Israelului, despre care cred că este pe cale de a intra într-o perioadă de mai mulți ani de supărare, iar copilul bărbat reprezintă globalul biserică, care ar putea fi răpit la cer înainte de începerea perioadei de necaz, conform Apocalipsei 12:5. Mulți susținători spun că pentru ca oamenii să scape înainte de această judecată iminentă asupra lumii și să fie răpiți, ei trebuie să accepte că Mesia creștin Iisus Hristos a murit pentru păcatele lor, a înviat din nou și este singurul mijloc de a fi împăcat cu Dumnezeu. Aceste opinii sunt împărtășite de toți susținătorii majori ai profeției Apocalipsei 12. Consultați-o pe Brenda Weltner pe YouTube pentru mai multe învățături referitoare la semnul Apocalipsa 12 ca începutul ultimei săptămâni a lui Daniel, ultimii 7 ani înainte de întoarcerea lui Hristos pentru a conduce lumea. 23 septembrie 2017 a fost de asemenea data corecției filiale a Papei Francis. Semnul Apocalipsa 12 a primit atenția presei, inclusiv de la Washington Post, Boston Globe și Astronomul Catolic. O serie de critici au oferit respingere ale pretinsului semn, argumentând că semnul nu este unic sau este numai astrologic.
Criticii includ răspunsuri în geneza, autor Dr. Danny Faulkner, autor creștin Joel Richardson, Ian Markle de la Olive Tree Ministries, Craig C. White, autorul profeției biblice creștine blogger și autor creștin Tim McHale. Exemplele de respingeri includ afirmația lui Faulkner, conform căreia Jupiter apare în partea fecioarei corespunzătoare pântecului ei împreună cu soarele din fecioară și luna la picioarele ei timp de o zi sau două la fiecare 12 ani aproximativ. Și Craig C. White afirmă că apostolul Ioan spune că a apărut o mare minune pe cer. El nu spune va fi o minune mare în cer. Ne spune să căutăm o mare minune în cer, potrivit lui Tim McHale, teoria lui Clark, la fel ca toate teoriile profeției inventate, depinde de scoaterea unui vers din contextul său și de repropunere pentru a servi o teorie nouă. Când ignorați contextul unui verset, sunteți pregătiți să interpretați greșit. Acesta este modul în care transformă o profeție biblică solidă și fiabilă într-o interpretare necredibilă a profeției quasi-biblice făcute de om. Știri mondiale nesigilate au răspuns criticilor prin simpla reiterare a credinței lor. Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând!